blocamente ca la legele locale, la nivel de municipiul Cluj-Napoca, pe fondul politic, am avut un câștig cu taxa la șeptimul de lei și sunt convins că respectivul câștig o să se păstreze și pe 9 decembrie. Colegiul 2 Senat, domnul președinte, senator cu banii la da, este colegiul în care a candidat și acum 4 ani. Este colegiul în care mă gândesc și la cei cu care voi lucra, la candidatul PDL cu cea PDL, care au un electorat în acest, colegiu bine reprezentat. Eu mă bazez foarte mult pe faptul că aparțin USR-ului și votul politic va conta. Mă bazez de asemenea și pe prezența mea în acest colegiu și cu realitățile pe care le-am avut în acești 4 ani și prin faptul că lumea mă cunoaște. Eu am avut întâlniri frecvente și enumărate cu membrii colegiului, reprezentanța ai colegiului, cetățenii ai colegiului. Sper ca rezultatul să fie cel puțin la fel de bun ca acum.